Zombie apocalypse. Salutare și bun găsit la un nou videoclip. Vreau să ne pregătim să plecăm către o parcare de aici din zonă, pentru că în circuit nu mai putem să stăm din cauza că eu mâine trebuie să încarc în Sevilla. Și dacă nu ies astăzi, nu o să mai pot ieși din circuit. Hai să pornim GPS-ul. Avem 63 de ore de pauză. Hai să pornim programul. Începe Spania, Andaluzia. Bun. Punem pe niște ciocanele. Hai să pornim și motorul. Bun. Tragem și perdeluța asta. Ieșirea asta din circuit e un pic mai ciudățică, ca să spun așa, pentru că e foarte îngustă. Haideți să deschidem aici geamul, pentru că e destul de cald. Sunt 21 de grade, dar la soare, credeți-mă că se simte căldura în cabină. Să lăsăm GPS-ul să-și facă un pic treaba. M-am uitat eu la remorcă, totul e în regulă, dar am uitat să mă uit dacă mi-a luat. Avem un palet pe care trebuia să-l scoată din remorcă. Mergem rapid și ne uităm. Wow, ce vânt bate afară. O să trag draperii aici la turelă, pentru că îmi bate soarele în ochi atunci când conduc. Așa, bun. Eu trebuie să merg către Sevilla și am decât două parcări aici pe AP7, pe AP4, pardon. Una știu că e aproape de oraș. Hai să vedem dacă o găsesc. Bine, hai să dăm oricum. O dăm aici un punct. Și vedem când ieșim la autostradă ce găsim. Bun. Hai să vedem cum e ieșirea. Atâtea zile cu perdeaua trasă și acum parcă mă deranjează un pic lumina asta la ochi. Așa, să vedem aici. Sper să mai știu drumul până la ieșire. Nu e foarte simplu de ajuns până aici la parcarea unde am stat eu. Wow. Aici nu cred că pot să ies.
Într-un final am reușit să ies pe altă parte. Acum suntem pe pistă. Trebuie să merg până la drumul principal, practic, până la ieșirea la către poartă. Să mergem încet, că mai sunt oameni care lucrează, care curăță pe aici și nu avem voie să mergem tare. O să pun centura pentru că altfel scoate sunete. Acum trebuie să așteptăm securitatea ca să-mi deschidă poarta asta. Am trecut pe circuit, dar aici la ieșire văd că e poarta încuiată și trebuie să aștept pe cei de la securitate ca să-mi deschidă poarta. Am intrat, dar așteptăm acum. O să revin când ies la drum. Într-un final, sunt afară. Am avut un pic de tras, pentru că ați văzut în prima parte, am avut acolo blocat, a trebuit să dau cu spatele să intru înapoi în curte. Și am fost pe jos să caut, să vedem dacă pot să intru pe altă parte. Nu m-au mai lăsat ăștia să ies din curte, că au început un eveniment pe pistă și au ieșit vreo două motociclete. Nu puteam să mai plec. Acum uite că în sfârșit am ieșit. Da, ce se face, se mai întâmplă. Normal, eu trebuia să ies ieri. Înțelegeți? Dar șeful meu mi-a spus că nu, poți să rămâi aici, Andrei, că nu ai treabă până joi. Sigur poți să stai aici. Și zic ok, atunci zic că o să ies joi, mă duc către Sevilla și mă parchez pe acolo ca să încar vineri dimineață. Și îmi zice, da, ok, poți să rămâi liniștit. Și acum când să ies astăzi, ați văzut și voi, o montat alea acolo de, n-am mai putut să fac nimica. Practic, am rămas blocat. Și când l-am sunat să explic care-i treaba, păi nu, că eu credeam că tu ești afară. Am crezut că a ieșit atunci, după ce am vorbit noi. Zic, păi da, cum să ies dacă tu mi-ai spus că nu deranjezi pe nimeni și poți stau acolo. Normal că a rămas și eu înăuntru în circuit, pentru că acolo e în siguranță, am duș, am baie, am restaurantul. Nu, am toate condițiile până la urmă. Și de ce aș fi plecat de acolo să merg să dorm pe autostradă, de exemplu? Na, și acum asta e, bine că s-a rezolvat. Mersi. Îi dăm către Sevilla. Să vedem acum pe unde găsi un loc. O să încerc să mă opresc la ultima parcare de pe autostradă. Dacă nu, abar n-am, o să mă duc undeva la un restaurant, pentru că aici în Spania și mai ales în zona asta ai foarte multe restaurante cu parcare. Și aș rămâne o noapte acolo. Dacă e 80 la oră, trebuie să punem și noi pilotul pe 80, că nu se știe. Na, ce uite așa. Se mai întâmplă și chestii de astea.
N-avem ce să facem. Sunt tare curios, acum e primul videoclip pe care îl fac așa în mers. Videoclipul trecut pe care l-am făcut în mână venind de la duș, nu știu, poate din cauza luminii, că era așa între, era la apus, era puțin întuneric afară. Mi s-a părut videoclipul un pic cam fără calitate. Era așa, nu știu, cu o, zici că îl filmasem cu o cameră fără rezoluție mare, fără nimica. Să vedem acum cum se va vedea acest videoclip după ce o să-l încarc pe YouTube. Încă aștept comentarii. Uitați, aici am camera cealaltă cu care filmam înainte. Trebuie să mă gândesc, vedeți că am doi suporți de ăștia cu bandă dublu adezivă și mai am pe acasă câteva elemente de prindere pe care aș putea să le folosesc în a monta-o undeva în cabină sau eventual, nu știu, s-o pună, m-am mai gândit și la chestia asta, s-o pun aici afară pe brațul de la oglindă. Bineînțeles, am și o husă, în caz că vine ploaia, am o husă anti-acvatică, să nu intre apa la ea. Și nu ar fi o problemă dacă aș pune-o afară, să prind niște cadre eventual din spate, așa s-ar vedea interesant pe unde aș merge, de exemplu, în anumite zone înguste, să zic așa. S-ar vedea bine remorca în spate, cum calcă cu roțile și toate astea. Dar deocamdată studiez o să mă mai consult cu câțiva amici, prieteni, să vedem unde e, ce părere au, pe unde aș putea să o pun. Băi, portughezule, du-te și tu un pic mai încolo, să am și o loc pe banda asta. Na. Cred că... Mersi. A făcut băiatul semn că pot intra, așteptau băieții după mine. Da, teoretic până la încărcare aș avea 73 de kilometri, dar nu știu cât e până la parcare. Aștept un pic să treacă mașinile mici, pentru că Guardia Civil în general stă și se uită în camioane, au și mașini de astea neinscripționate și se mai uită în camioane să vadă dacă folosești telefonul, dacă te uiți pe GPS, dacă umbli cu mâna pe el. Și aș evita o sancțiune pentru GPS. Aș avea 33 de kilometri, ar mai rămâne 40 pe mâine. Nu știu, sigur încă mă mai gândesc. Să vedem cum ar fi. Hai că am pus Google Maps-ul să vedem dacă găsesc o zonă industrială undeva, adică un loc în zona asta industrială și să am ceva restaurant aproape să mănânc și eu după masa asta o mâncare caldă. N-am mai stat să modific pe GPS, pentru că în GPS am setat locul de încărcare. Și am zis că nu mai stau să modific acum. Hai să vedem, mai sunt 6-7 km până la zona industrială, să vedem ce va fi pe acolo. Dacă nu
Dacă nu-mi place cum arată, o să mai caut, să vedem ce este prin zonă. Bate un vânt afară de rupe și cum sunt gol, așa mă mișcă de numa. Motorul ăsta ce? Lansat vine cu Skoda lui. Hai să vedem încă 5 km până la ieșire, chiar 4. Sigur dacă camera asta este orientată bine sau nu, dar să sperăm că da. Hai că am lucrat și astăzi, dacă e, am o oră, fără două minute am lucrat. Ce să facem, mai trebuie. Încă un kilometru. Aici avem ieșirea. Avem și un camion în față care merge puțin mai încet, dar nu are rost să depășim pentru că nu mai e timp. Hai să vedem. Am văzut în zona asta industrială că erau locuri pe stradă lângă un Amazon și de acolo aș fi putut să ies pe jos, să mă prim un pic pe la magazine, pe la restaurante. Aș fi aproape de multe lucruri interesante, dar să vedem dacă o să fie și loc de parcat. Strada e destul de mare și locuri ar fi multe și pe stânga și pe dreapta, dar nu știu, vedem acum ce va fi. Să mă încet să nu ne... După ce că e curbă la stânga în giratoriu, mai e și înclinat giratoriu către dreapta la sol. A, păi dar eu văd strada goală. Nu? Nu e asta strada, nu, mai jos un pic. Ai bine de știut că dacă nu găsesc acolo, uite, aș putea aici. Nu pe asta, pe următoarea. Pe aici. Am pus bine. Vrea să mă ducă bine sau nu? Și aici mai ar fi câteva locuri. Chiar destul de multe, zic eu. Da. Acolo nu vine nimic. Hai să ne și mutăm pe banda 1. Vedeți, aici aș putea să vin să mă parchez, dar sunt cam departe, știți ce zic? Da, e destul de interesantă și zona asta. Dar nu. Vreau să mă duc un pic mai în față. Sunt foarte multe becuri pe stradă din ce văd. Eu cred că noaptea n-o să fie problemă pe aici. Oricum, motorină n-am multă, marfă nu am. Doar că na, face daună la prelată.
Să sperăm că nu e problemă. Bun, aici trebuie să virăm la dreapta. Aici, mai jos. Aici e ieșirea de la Amazon, aici 3,5 tone. Și strada ar fi asta la altă. Da, aici e, vedeți, e mai aproape de oraș, cu ceva, cred că cu 2-3 km, cu 2 km, cred. Așa că da. O să facem aici la dreapta. Să luăm un pic mai larg ca să nu luăm bordura în picioare. Pentru că, după cum se vede, e cam ruptă. A, e perfect aici. Ia uitați și voi ce avem aici. Și ca să fie treaba, o să ne parcăm aici pe dreapta, că sunt stâlpii ăștia de iluminat. Mamă, deci uite-te cât de larg e totul. E super aici. Cel puțin așa mi se pare mie. E chiar super, super, super. Aici zice să nu parchezi pentru incendii. Nu știu ce vrea să se... Cred că e ceva hidrant pe acolo. Dar eu o să mă dau un pic în spate. Mamă, dar ce de gunoaie sunt aruncate pe marginea drumului. Asta nu merge frigul, că până e încărcat de Amazon. Asta a fost. O să mă uit dacă am ceva pe aici prin zonă sau dacă pot să mă duc să parchez mai aproape. Iar eu, până data viitoare, vă salut, aveți grijă de voi și numai bine. Pa, pa!